Mai întâi se completează prenumele, numele, vârsta trebuie selectată de aici. Se apasă butonul trimite. Chestionarul a fost gândit de echipa Spitalului Victor Babeș din Timișoara împreună cu o fundație din domeniul medical sub coordonarea doctorului Virgil Musta. Datele colectate astfel vor fi folosite pentru un studiu privind evoluția pandemiei. Formularul poate fi completat în circa 4 minute. În primul rând am dorit ca să atragem atenția că fiecare din noi avem un risc de a face COVID în situația în care această infecție este în comunitate și încercăm să creștem capacitatea noastră de prevenție. Pe de o parte, iar pe de altă parte, pentru noi profesioniștii reprezintă un mijloc în care să putem face analiză asupra factorilor de risc. Se completează niște întrebări obligatorii referitoare la eventual membrii de familie internați cu coronavirus. Se completează niște întrebări obligatorii referitoare la eventual membrii de familie internați cu coronavirus, contactul cu persoane depistate cu această infecție. După trimiterea chestionarului, informațiile sunt analizate în câteva secunde, iar răspunsul, dar și recomandările sunt trimise pe adresa de e-mail a celui care l-a completat. Analiza rapidă permite totodată stabilirea unui punctaj care indică riscul de contagiune și chiar pericolul unei evoluții negative în caz de infectare cu noul coronavirus.